Cea de-a 23-a ediție a Târgului Agromalim a debutat la Arad, unde timp de 4 zile peste 250 de companii și producători din România, Ungaria, Germania, Italia, Croația, Polonia și Danemarca își expun oferta de produse și servicii din domeniul agriculturii, industriei alimentare, energiei regenerabile și alte domenii conexe. Am reușit și în anul acesta să avem o participare destul de numeroasă a firmelor și a crescătorilor de animale. Sunt undeva la 250 de participanți. Un lucru interesant este faptul că anul acesta avem un număr mare de participanți din străinătate. Este vorba de 40 de firme din 10 țări europene. Am mai reușit ca la nivel de spații de expunere să mai suplimentăm spațiile exterioare, să mai îmbunătățim calitatea acestora. Avem firme care vin pentru prima dată la Arad, care nu au mai participat în anii trecuți, firme care au auzit de târgul nostru și de interesul pe care vizitatorii l-au pentru acest târg și au ținut neapărat să fie prezenți la târg cu exponatele, cu serviciile lor. E o chestie de probabil 2, maxim 3 săptămâni în care o să inaugurăm și cel de-al treilea pavilion, care ne va ajuta mult, mai ales în ceea ce înseamnă spațiile pentru conferințe, congrese. E vorba de o sală de 700 de locuri și încă o sală de 300 de locuri care poate fi modulată în săli mai mici, funcție de necesitățile care vor fi. În primul rând, e un lucru care am încercat să-l îmbunătățim, am mai rezolvat o suprafață pentru parcare. În primul rând, probabil că va fi un pic de stres în ceea ce privește parcarea autovehiculelor pentru vizitatori, dar am încercat să facem ceva și va fi mai bine decât anul trecut. Și pot vedea în târg lucruri interesante, tot ce înseamnă prelucrarea pământului, partea de inputuri pentru agricultură, partea de prelucrare a produselor agricole, sunt firme care vin cu oferte chiar interesante, diverse și mai bogate ca și în anii trecuți. Avem și expoziția de animale, sunt prezenți crescătorii de animale de la asociațiile de crescători de taurine, crescătorii de ovine. Avem undeva la 40 de taurine expuse, sunt cam 200-220 de ovine expuse de crescătorii din țară, dar și o participarea crescătorilor din Ungaria cu oi. De asemenea, sunt prezenți și crescători particulari de cai și depozitul de arnăsari din Arad. Și pentru copii mai ales avem și câțiva expozanți care vin cu animale care suntem siguri că o să le placă. E vorba de ponei, de lame, de rațe, de diverse animale de hobby și de plăcere. Revista Ferma, liderul publicațiilor agricole din România, organizează vineri și sâmbătă o serie de conferințe de tipul întrebări și răspunsuri, susținute exclusiv de specialiștii Ferma Media Group. Așadar, nu ratați ocazia de a le adresa întrebări la care căutați răspunsuri avizate și bine documentate sau pur și simplu de a asista la o discuție interesantă pe teme de actualitate ce privesc creșterea taurinelor, a ovinelor, cultura mare și tehnica agricolă.